În urmă cu 2 ani, Chester Bennington ne-a spus la revedere pentru totdeauna, așa că în memoria sa voi povesti cum a luat naștere Linkin Park. Totul a început în 1996 când Mike Shinoda, Brad Delson, ambii colegi de clasă, și cu Rob Burden au creat formația numită Xero. Mai târziu s-au alăturat și Joe Henn și David Farrell. Peste ceva timp apare și Mark Wakefield, care va fi înlocuit de Chester. În 1997 au scos prima casetă demo care avea 4 cântece. Au trimis-o diferitor companii de muzică, dar nu a fost luată în serios. Însă nu s-au dat bătuți și au continuat să investească. Într-o seară au fost chemați în clubul The Whiskey să cânte de încălzire înaintea trupei System of a Down. În acea seară era prezentă conducerea companiei Zomba Music și au semnat cu ei. În 1999 pleacă Mark, iar Chester îi ia locul. Formația schimbă numele în Hybrid Theory, semnează cu Warner Bros. Records și e nevoie să schimbe din nou numele, că mai există o formație numită Hybrid. Chester trece într-o seară cu mașina pe lângă Linkin Park din Santa Monica și își botează trupa după numele parcului. Trec câteva luni și vor să-și creeze un site al trupei, însă linkinpark.com era luat, așa că au modificat Linkin în Linkin și de aici a luat numele de Linkin Park. Pe 24 octombrie lansează primul album intitulat Hybrid Theory, la care au muncit practic 5 ani. De-a lungul acelui an au vândut aproape 5 milioane de copii, 3 melodii au fost plasate pe locul 1 în topuri, au obținut 2 nominalizări la primele Grammy, melodia Indian a câștigat 2 premii MTV, iar revista Rolling Stone a avut numai cuvinte de laudă despre album. În 2002, în timpul unui turneu, membrii trupei găsesc o revistă cu diferite atracții turistice din Grecia, unde au văzut pe copertă Meteora, nume pe care l-au dat viitorului album lansat în 2003. Anii au trecut, iar formația a continuat să lanseze albume. Minutes of Midnight în 2007, A Thousand Suns în 2010, Living Things în 2012, The Haunting Part în 2014 și One More Light în 2017, care nu a fost prea apreciat de fani, deoarece era cu totul diferit. Prima melodie, când a fost lansată pe YouTube, a avut de 3 ori mai multe dislike-uri decât like-uri. Pe 20 iulie în același an, din cauza depresiei cauzate de traumele din copilărie, Chester se spânzură, iar întreaga lume rămâne șocată de aflarea acestei tragedii. Acesta a fost și clipul, sper că v-a plăcut. Dacă și vouă v-a plăcut Linkin Park când erați mici, lăsați în comentarii melodiile voastre preferate, o să vi le citesc pe toate. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!